Nu credeam că o să mi te adreseze. Mergând pe ulițile unui sat, un preot a auzit un copil vorbind urât cu prietenii săi de joacă și înjurând. Oprindu-se, l-a întrebat: „Dacă cineva ar vorbi în limba engleză, ce crede despre el?” „Că este un englez”, a răspuns băiețelul. „Dar dacă cineva ar vorbi în limba spaniolă, ar fi un spaniol, desigur. Nu crezi că este la fel și cu cei care vorbesc limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare, la fel și de la omul bun. De la omul rău, dimpotrivă, auzi doar vorbe urâte, înjurături și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Fii atent cum vorbești și ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei ajunge între cei a căror limbă o vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavoli sau între îngeri și sfinți. Tu alegi. Omul este o corabie mică în care se află lei și balauri, o travă și răutate, cărări bolnave și prăpăstii fără sfârșit. Dar tot acolo este și Dumnezeu. Sunt și îngerii, viața și împărăția Domnului, lumina și apostolii, cetățile cerești și comorile de har. Acolo, în sufletul omului, sunt toate.